Care sunt cele mai importante tehnici de meditație? Am ales pentru voi 5 tehnici de meditație. Uneori este foarte dificil să te poți deconecta de la această lume chiar și pentru o secundă. Găsirea seninătății într-o respirație, curățarea minții și realinierea cu ei cu universul, găsirea unei modalități de a ordona gândurile și de a limita limitele imaginației noastre este uneori dificilă. În aceste cazuri, uneori este nevoie de tehnicile de meditație potrivite pentru a deschide mintea și a putea zbura liber în universul visurilor noastre. Meditația nu este doar un moment de amintire interioară care ne ajută să ordonăm mintea. Beneficiază de tot ceea ce suntem, de la spirit la corp, până la relația noastră cu tot ceea ce ne înconjoară. Ne ajută în toate sensurile să ne regenerăm. Tehnicile potrivite de meditație ne pot realinia cu adevărat cu universul, unde universul este înțeles ca sfera percepției noastre, atât materială cât și spirituală. Dar câte tehnici de meditație există? Multe. Cunoștințele, poveștile, tehnicile și filozofiile pe care le putem descoperi în cadrul cuvântului simplu meditație sunt cu adevărat infinite. Atât de mult încât de multe ori tindem să renunțăm chiar înainte de a începe, intimidați de enormitatea materiei cu care ne confruntăm. De-a lungul secolelor s-au acumulat zeci de tehnici, metode și practici de meditație, care sunt greu de efectuat. Este dificil, dacă nu imposibil, să alegi una dintre multele disponibile. De asemenea, deoarece nu toate sunt destinate aceluiași scop. De fapt, multe tehnici de meditație merg într-o direcție diferită sau opusă celorlalte. Ne putem baza pe tehnici foarte diferite pentru a obține rezultatul pe care îl sperăm. Prin urmare, devine esențial să alegem tehnica care se potrivește cel mai bine personalității noastre, care se potrivește cel mai bine lumii noastre. De aceea, vă ofer un mic ghid, o hartă de bază pentru a extrage ceva potrivit din jungla tehnicilor de meditație. 5 dintre cele mai comune și mai simple de urmat, care vă pot ajuta să găsiți direcția sau calea din pădure care se potrivește cel mai bine nevoilor voastre. 1. Meditația în timpul mersului pe jos. Să începem cu una dintre cele mai vechi tehnici de meditație pe care le cunoaștem. Meditația în timpul mersului pe jos. Primul care a practicat această tehnică a fost Buddha însuși, elaborând-o în timpul celor 40 de treziri ale sale, călătorind pe toată lungimea și lățimea Indiei, singur sau urmat de o mulțime de adepți. Meditația pe jos are avantajul creșterii bunăstării psihofizice prin crearea capacității de concentrare. Ne face să ne simțim bine și crește percepția despre noi înșine prin disciplinarea minții. În plus, este o tehnică excelentă pentru începători, tocmai pentru că el exploatează o astfel de activitate zilnică și imediată, mersul pe jos. Începeți cu picioarele paralele între ele, ridicați unul și duceți-l înainte, pentru a face primul pas, încet și fără ezitare, repetând mental cuvântul avans. Așezați călcâiul și apoi întreaga talpă a piciorului, simțiți și savurați senzațiile care intră în contact cu pământul. Repetați mental cuvântul atingeți. Acum deplasați-vă greutatea pe piciorul care este înainte. Aplecați-vă în față și repetați mental cuvântul împingeți. În cele din urmă, ridică celălalt picior și recâștigați-vă echilibrul, repetând mental cuvântul stai, stop. Prin repetarea acestei secvențe, în timpul plimbării pe care ne-am propus-o, mintea se curăță de gânduri de prisos. Gândurile sunt reorganizate. Pacea se găsește în spațiul unei mișcări simple, ușor și minunat. 2. Meditația zen.
Dintre toate tehnicile de meditație, meditația Zen sau Zazen este probabil cea mai iconică dintre toate. Aceasta este clasica meditație budistă, poziție de șezut, figura la care ne referim cu toții atunci când ne gândim la conceptul de meditație. Cuvântul Zazen ne ajută să înțelegem semnificația acestei tehnici, înseamnă pur și simplu așezat. Cu simplitate ne asumăm poziția așezând și ne concentrăm asupra respirației, fără a dori nimic, fără a aștepta nimic, lipsit de orice fel de scop sau așteptare. Intrăm astfel într-o dimensiune a necunoașterii, care ne permite să ne înțelegem ca pe o singură entitate, să aderăm la toate lucrurile și nu la una în special. Trăim în aici și acum, lăsând percepția noastră să convergă asupra noastră. Tăcerea, absența gândului sau mai degrabă, non-gândul, ne cufundă într-o dimensiune de calm și pace, de relaxare profundă. Ne va îmbunătăți conștientizarea față de noi înșine, capacitatea de a observa și autocontrolul. 3. Meditația transcendentală. Niciuna dintre tehnicile de meditație nu este la fel de răspândită ca cea transcendentală. Este practicată de milioane de oameni și este chiar predată în mii de școli din întreaga lume. Există sute de studii științifice revizuite de colegii care atestă și aprofundează efectele sale asupra dezvoltării potențialului uman. A fost dezvoltat în 1955 de maestrul Maharishi Mahesh Yogi și introdusă în Occident la sfârșitul anilor 1960, răspândindu-se în întreaga lume de atunci. Tehnica presupune utilizarea unei mantre, de exemplu, clasica Om. Recitarea acesteia sau repetarea acesteia fără oprire cu ochii închiși pentru un interval de timp predefinit în fiecare zi. Scopul este de a găsi o stare de conștientizare necugetată, un rafinament progresiv al gândirii, care induce o stare de transcendență, de separare a minții de universul material. Din armonia redescoperită cu ființa noastră și cu lumea din jurul nostru, meditația transcendentală ne conduce direct la liniște și pace interioară. Ne permite să părăsim mintea, eliberând cel mai mare potențial al acestuia. De aceea este atât de practicat în contextele școlare. 4. Meditația Vipassana și Mindfulness. Nu intenționăm să amestecăm sacrul cu profanul, dar este interesant de observat cum aceste tehnici de meditație, deși atât de separate una de cealaltă în timp și spațiu, sunt de fapt o evoluție a celeilalte. Tehnica meditației Vipassana sau a vederii este una dintre cele mai vechi pe care le cunoaștem. Își are rădăcinile în secolul al VI-lea, înainte de Hristos, și combină controlul respirației cu concentrarea asupra unui obiect, material sau imaterial. Combinând aceste două elemente de concentrare, unul intern și celălalt extern, ne ridicăm spiritualitatea la un stadiu superior, ajungând la o viziune mult mai luminată și conștientă a vieții. Tehnica de meditație, pe de altă parte, este o ramură modernă a Vipassana, dezvoltat în anii 1970, pentru a face conceptele tradiționale budiste mai accesibile occidentalilor. Se bazează pe trei concepte principale: observați și nu judecați, trăiți aici și acum, concentrându-vă asupra prezentului, transparență emoțională, analizând acțiunile noastre fără preconcepții. Se practică așezat cu spatele drept și în tăcere, concentrându-se pe mișcarea abdomenului în timp ce respirați. Tehnica este foarte apreciată în domeniul psihologic și este de asemenea utilizată pentru a obține anularea durerii prin conștientizarea noastră. 5. Meditația dinamică. Parte din tehnicile de meditație activă concepute de maestrul Osho.
Meditația dinamică este cu adevărat neobișnuită. Se practică dând frâul liber emoțiilor și corpului, dansând, exprimându-ne gândurile în mod liber, fără restricții. În acest fel, realitatea cuiva este plină de sunete, cuvinte, gânduri și mișcări, creând un vârtej de senzații care anulează orice altceva. Scopul final este de a exploata acest vortex senzorial pentru a transmite și ordona sentimentele și senzațiile care ne înghesuie sufletului. Sufletul ajungând să aprecieze tăcerea, calmul și ordinea ca niciodată. Nu este nevoie să-l practici acasă dacă locuiești într-un apartament la bloc. Acest mic rezumat al celor mai populare tehnici de meditație este doar un gust, dar odată ce ați luat această cale, poate doriți să vă adânciți în universul meditației. Pentru a face acest lucru, însă aveți nevoie de un ghid, un program care să vă conducă într-o disciplină milenară și în același timp foarte modernă, care vă ajută să profitați la maxim de viața voastră. Și iată și beneficiile științifice ale meditației. Când vorbim despre beneficiile meditației, nu toată lumea știe că are o bază științifică. La urma urmei, meditarea este ceva ce tot mai mulți oameni aleg să facă nu numai pentru propria bunăstare, ci și pentru a reduce nivelul de stres, care, după cum știți, este o problemă din ce în ce mai resimțită și din ce în ce mai periculoasă pentru societatea noastră. Capacitatea de a reduce stresul este probabil unul dintre cele mai căutate beneficii ale meditației de către cei care încep să practice meditația. Un studiu recent al Institutului Național de Sănătate din SUA a demonstrat că meditarea reduce semnificativ nivelul de stres la cei care îl practică, deoarece stresul cauzează în mod normal o creștere semnificativă a nivelului așa numitului hormon al stresului, adică cortizolul. Și acest lucru produce efecte periculoase asupra organismului, asupra tuturor apariției inflamațiilor care pot modifica calitatea somnului, pot provoca anxietate și depresie și pot crește tensiunea arterială. În acest studiu de 8 săptămâni, participanții au practicat meditația mindfulness, reducând semnificativ nivelurile de cortizol și, prin urmare, reducând în mod natural efectele negative ale stresului. Un nivel mai scăzut de stres se traduce printr-un nivel mai scăzut de anxietate. Un alt studiu din SUA a constatat că 8 săptămâni de meditație mindfulness pot ajuta la scăderea nivelului de anxietate la participanți, reducând în același timp tulburările legate de anxietate, precum fobiile, anxietatea socială, gândurile paranoide, comportamentele obsesive și chiar anxietatea. Unele metode de meditație ajută la îmbunătățirea stimei de sine și a sănătății emoționale a celor care o practică. Acest lucru se datorează faptului că citochinele, substanțe care sunt eliberate ca urmare a stresului prea intens, pot interfera cu starea de spirit, ducând în cazurile severe la schimbări emoționale continue și la un sentiment permanent de nefericire și nemulțumire. Există multe studii care au fost efectuate în acest sens și meditația s-a dovedit a fi eficientă în reducerea chitochinelor și, în consecință, în îmbunătățirea dispoziției. Acum înțelegeți că beneficiile meditației studiate de comunitatea științifică sunt cu adevărat importante. Și mai sunt multe, cum ar fi capacitatea de a îmbunătăți concentrarea și productivitatea la locul de muncă și nu numai. Și dacă astăzi ați descoperit care sunt cele mai importante și dovedite științific beneficii ale meditației, puteți face mult mai mult și puteți începe să meditați ușor și ieftin. Cum? Pentru membrii canalului nostru vom publica săptămânal câte o meditație. Abonează-te, accesează clopoțelul și rămâi conectat cu noi. Devin un membru și vei beneficia de meditațiile noastre.